urmă cu 10 ani lua ființă Asociația Fitomed. De-a lungul timpului, numărul membrilor a crescut, astfel că bunicii care se întâlnesc din ce în ce mai des cu natura este tot mai mare. Aceștia au marcat un deceniu de existență. Evenimentul se numește Nu contează anii din viața ta, ci viața din anii tăi. Evenimentul este consacrat zilei de naștere a Asociației Fitomed, care împlinește chiar în luna aprilie 10 ani. Și noi vrem să transmitem cunoștințele, să transmitem ideile noastre și la cei care ne urmează, la generația tânără care crește și totuși ia și câte un exemplu de la noi. Momentul nu a fost trecut cu vederea de către primarul municipiului, care a dorit să fie alături de bunici la acest eveniment important pentru ei. Dacă în 2004 sau 2005 spuneam că vom ajunge, iată, după 10 ani să continuăm activitatea, poate nu credeam. Pe parcursul trecerii timpului însă mi-am dat seama că doamna Elena este o femeie care nu cedează ușor, doamna Elena este o femeie care intră pe ușă și pentru că promovează într-adevăr un mod de viață. Deși a fost un moment al vârstnicilor, alături de ei au fost și copiii de la școlile 3 și 5. La inițiativa profesoarei Liliana Lupașcu, aceștia au oferit membrilor asociației mici cadouri. Copiii au pregătit și un scurt spectacol artistic care a făcut deliciul celor prezenți.